Adrian Mititelu, patronul Universității Craiova, i-a suspendat contractul lui Victor Pițurcă pe o perioadă nedeterminată și nu s-a oprit aici. Mititelu a mai suspendat contractele lui Eugen Neagoi, Gabriel Boldi, Silvian Cristescu, Marin Tudor, Marius Dima și Florin Marin. Finanțatorul este extrem de dezamăgit de Pițurcă pentru că i-a înșelat încrederea. Pe lângă aceasta, poziția foarte slabă în clasament a contribuit la luarea acestei decizii. Se pare totuși că Mititelu a fost influențat în luarea acestei decizii de faptul că Victor Pițurcă ar urmări să preia clubul.